În primul rând, înțelegând firea omului de lângă noi. Trebuie să înțelegem că cei de lângă noi, casnicii noștri, sunt oameni cu pornirile lor, cu neajunsurile lor și cu felul lor de a fi. Și foarte important să credem că au dreptate în felul lor. Nu dai explicații în familie atunci când există anumite certuri sau nepotriviri de idei. Pentru că a da explicații este ca și când ai pune paie pe foc. Se aprinde focul mai tare. Cred că poți ca să aplanezi cearta în familie tăcând, dându-i dreptate celui de lângă tine chiar și atunci când nu are dreptate sau nerevendicând dreptate pentru tine chiar și atunci când ai dreptate. Este foarte important să fii cu minte, să fii înțelept, să nu fii stăpânit de prea multă mândrie și să nu crezi despre tine că ai permanent dreptate. Și mai ales să nu uiți că dragostea le întrece pe toate. În general, oamenii care se iubesc nu se ceartă, pentru că fiecare simte nevoia ca să dea dreptate celuilalt. Iar dacă iubirea este adâncă și adevărată, chiar și atunci când nu are dreptate celălalt, îi spui, vezi câtă dreptate ai, ce bine ai gândit, ce bine ai rânduit lucrurile. Oricum, pentru a ne înțelege bine unii cu alții, și în familie este foarte important să ne înțelegem bine, e foarte important ca să ne iubim. Am vrut să spun într-o predică că este foarte importantă răbdarea în familie, dar după aceea m-am oprit și am zis, dacă în căsnicie e mai multă răbdare decât iubire, înseamnă că este o căsnicie grea pe care trebuie să o duci ca pe un jug sau ca pe o povară. Până la urmă, vedeți, atunci când primim taina Sfintei Cununii, se cântă o cântare asociată cu un dans liturgic, cu conjorul mesei pe care stă Sfânta Evanghelie și se cântă Sfinților Mucenici. În sensul că în căsnicie ne potignim și există poveri și greutăți pe care trebuie să le înfruntăm și pe care trebuie să le purtăm. Dar până la urmă se cântă și mărire ție Dumnezeului nostru, mărire ție. Pentru că peste toate este dragostea, cea care ne unește. Familia există prin iubire. Ea se întemeiază prin iubire. Și în ceea ce privește relația dintre bărbat și femeie, și în ceea ce privește relația dintre părinți și copii, și în ceea ce privește relația dintre frați. Deci nu uitați, când aveți dreptate, nu aveți dreptate dacă iubiți. Și când celălalt nu are dreptate, are întotdeauna dreptate dacă îl iubiți.